Dragi români, ne aflăm astăzi într-un moment crucial pentru istoria umanității, pentru istoria țării noastre. Traversăm un moment de criză sanitară globală și implicit și o criză economică. Ieri, în acest context, în Parlamentul European, a fost votat mecanismul pentru redresare și reziliență. 672 de miliarde de euro la nivel european pentru investiții, 30 de miliarde de euro pentru România. O mare parte din aceste resurse vor fi direcționate către transformarea digitală. O prioritate pentru mandatul meu va fi una foarte ușoară și foarte dificilă în același timp, și anume asumarea din Parlament a legislației care va duce către transformarea digitală în România. Zic foarte ușoară pentru că România are acei experți IT recunoscuți la nivel global. Foarte dificilă pentru că administrația publică încă operează în secolul trecut. Încrederea în politicieni și în politică este la un nivel foarte scăzut și asta este de înțeles, pentru că politicienii au furat și pentru că politicienii au dezamăgit. Digitalizarea este inamicul principal al furtului din banii publici. Digitalizarea este inamicul principal al vechii clase politice. Românii deja ne cer digitalizarea administrației publice, ne cer să nu-și mai depună documentele online la etajul 2, ne cer să avem o viziune clară pentru digitalizarea administrației. În viziunea mea, digitalizarea administrației publice presupune două principii simple. Cetățeanul în centrul administrației și transparența administrației. Cetățeanul pe primul loc înseamnă că administrația și digitalizarea administrației va pleca de la nevoile cetățeanului. Înseamnă că drepturile noastre fundamentale vor fi protejate într-un context în care am văzut deja că digitalizarea poate să fie folosită și pentru a face rău, pentru a manipula, pentru a dezinforma sau pentru a săvârși infracțiuni. Transparența administrației publice înseamnă că toate acțiunile administrației publice pot să fie urmărite și toate cheltuielile publice vor fi urmărite de asemenea, din banul public, cheltuieli din bani în public. Sunt Diana Buzoianu, deputat din partea Alianței USR Plus, din circumscripția București, și voi acționa din Parlament pentru a adopta acea legislație care va aduce România în secolul 21. Voi acționa în Parlamentul României pentru ca sintagme precum date deschise, interoperabilitate sau digital by default să nu mai fie noțiuni SF pentru administrația publică. Vă invit să luptăm împreună pentru a scrie istorie în România. Împreună vom putea să schimbăm România. Vă mulțumesc!